Bun găsit, Rada, la o nouă discuție. Bine, te-am găsit, Magdalena, și pe toți cei care ne urmăresc. Ce faci, cum ești? Foarte bine, dar și foarte aprinsă pe proiectul nostru care este aproape de îndeplinire și motivul pentru care ne-am întâlnit, dar te las pe tine să vorbești de festivalul nostru. Exact, urmează în octombrie să se întâmple pentru prima dată în România un festival pe care eu îndrăznesc să zic că este unic, Festivalul Editurii Solisis. Și o să te întreb așa, cum ți-a venit ideea acestui festival, ca apoi să dezvoltăm despre ce este vorba? Păi, cum știi, aducem autori foarte frumoși care scriu niște cărți extraordinare în editura Solisis și era ideea să-i aducem în țară. Și cum ei sunt oameni care au grupuri în Franța și sunt oameni foarte ocupați, nu poți să-i aduci așa oricum și așa că i-am grupat pe trei ca să am pus țara la cale de vreo jumătate de an și să-i aducem în octombrie, 11-12 octombrie, pe autorul Marco Bern. Unii au descoperit cartea, alții pot o descoperă acum. Deci este primul autor vineri, pe 11. Și bineînțeles că mulți ne întreabă dacă întâlnirile astea sunt în română și în română. Bineînțeles că sunt traduse în română, nu o să le facem în franceză, la Sala Dales. Și a doua zi o să vină Pierre și Gerald. Ei, dacă e să spun câteva cuvinte, ei au trăit realizarea sinelui, deci au depășit toate, îmi vine să zic, toată starea asta de prizonierat în diferite corpuri, deci s-au eliberat de toate presiunile emoționale în corpul astral, de presiunile mentale și limitările mentale și au reușit să facă unificarea cu sinele superior, nu cu sinele și cu așa, și reușesc să trăiască în detașare față de lumea asta. Felul în care explică ei este extraordinar. Deja vă invit să descoperiți cărțile dacă nu le-ați descoperit. Pierre aici are un interviu cu, să zic, sunt întrebări care se repetă de la oamenii care îi pun aceleași întrebări și toți căutătorii cam avem aceleași întrebări, nu? Și aici răspund într-o manieră foarte simplă și directă și extraordinară, ca o gură de aer proaspăt, ca o gură de oxigen, în care nu sunt aceleași teorii și simplificate, ci chiar ai un flash, știi? Chiar reușești în interiorul tău să spici o fisă și să avansezi într-o conștientizare celulară, nu doar mentală, deci mult mai profundă. Și Gerald a fost maestrul lui Pierre. Împreună cu Gerald Pierre, bine, el a fost și în India, are multă conexiune asta cu ashramuri în India, și Gerald era în Paris, un boem în Paris, care îi spunea lucruri, dar Pierre a trebuit totuși să se ducă în India 3 ani și când s-a întors, în fine, alături de el a trăit realizarea sinelui. Deci, Gerald, cum vedem și pe Rada Web TV în interviul pe care le iau, povestește mult cum din copilărie simțea unele lucruri și acum e o carte care vorbește foarte simplificat de niște adevăruri enorm de profunde și, într-adevăr, simplificarea apare când avansăm pe cale. La început nu putem vorbi de simplu. Simplu devine după ce tot complexul este mult digerat. Exact. În fine, ei doi sunt foarte haioși, râd într-una, și faptul că ei au atins această zonă de libertate interioară, asta permite celorlalți care citesc cartea și mai ales celor care vor veni în sală și vor fi în prezența lor și în câmpul energetic care se creează și care este foarte valoros faptul că reușim să facem asta în România, fiind atinși de asta, se trezește ceva în noi, ne reamintim că, de fapt, nu învățăm nimic nou, că divinul despre care vorbesc și prezența care este, e tot timpul aici. Doar că în felul ăsta putem și prin intermediare, eventual, pentru o vreme, putem să ne reamintim cine suntem. Și fiind în acest câmp de energie, cred că va fi
minunat ce se va întâmpla 3 ore jumate cu ei. Și bineînțeles, lumea poate veni și pentru autografe la sfârșit și un pic de discuție cu ei. Mare lucru că i-am adus, pentru că vă spun că toți trei sunt extrem de ocupați în Franța și în Franța mi-e greu Abordez. să-i aduc pentru o întâlnire și așa. Deci, acum încerc să aduc pentru anul viitor și să vedem dacă reușesc pe alchimistul care a scris Un alchimist povestește și poate și pe Daniel Măroa, cine știe, reușim să facem vreo magie ca să-l aducem din Canada, dar aș vrea să văd un pic susținerea și interesul celor din România. Știi că ei sunt foarte apreciați în Franța, dar în România, nu știu, o să vedem acum. Dacă o să fim cât mai mulți cei care ne dorim acest lucru, cu siguranță vom și materializa. Este foarte interesant că, într-adevăr, acest festival poate deschide un câmp cuantic, da? Poate îl asemănăm așa cu un satsang, așa cum spun și Pierre și Gerald, că fac întâlnirile în acest sens. Rada, care este tematica festivalului? Ei, de fapt, întâlnirea lor va fi sub formă de satsang, care înseamnă că lăsăm adevărul să se exprime, adevărul mai profund. De fapt, eu mi-am dat seama că în grupurile mele și de când am început făceam satsanguri, doar că nu știam că se cheamă așa. Deci faptul că lăsăm spiritul să pătrundă mai adânc și din cauza asta întâlnirea cu ei va fi interactivă, în sensul că vor fi microfoane în sală și e o chestiune de interactivitate și de întrebări. Deci nu e un speech pe care cineva îl face. Cu ei, subiectul zilei de sâmbătă, 12 octombrie, va fi realizarea sinelui și cu Marco Bern va fi călătoria astrală. Că pot să trec la Marc, care el a făcut peste 10.000 de călătorii astrale de când era mic, deci deja asta era ceva foarte normal pentru el, pe urmă a descoperit că pentru restul nu. Și cu el puteți descoperi un interviu foarte interesant pe care l-am luat pe YouTube, pe Rada Web TV. Și Marc este, dimpotrivă, un speaker, deci el nu o să se oprească. O să fie foarte greu să se oprească în 3 ore jumate. Nu știu cum o să facem, dar el are o energie extrem de debordantă și plăcerea de a împărtăși și mai ales enormul curaj de a împărtăși chestii care nu știu câți îndrăznesc să le spun așa de pe șleau și de pe față. Oricum, cine citește cartea lui Marc, pentru că o am și eu aici, este una din cărțile pe care am citit-o foarte repede, așa de multe informații care mi-au atras atenția. Cine citește cartea își dă seama că în întreaga lume există interes pentru acest subiect și în acest sens sunt tot felul de adunări de școli unde se practică, unde oamenii se inițiază, își dezvoltă capacități și abilități. Poate în România încă este un subiect la început sau s-a vorbit mai puțin, dar o fi timpul acum să se vorbească mai pe față. Rada, sunt și ateliere asociate în cadrul acestui festival sau după? Da, Marc, despre care aș spune poate și niște cuvinte, el rămâne duminică, toată ziua de duminică, să dea un atelier despre bazele ieșirii din corp și călătoriei astrale, cu exerciții practice și foarte intens. Deci, Marc este o personalitate care a fost și manager, director de firme și așa, adică este cineva extrem de dinamic și de strong, așa ca și forță energetică și cred că într-o zi va fi extrem de intens atelierul care va fi cu el. Vor fi vreo 30 de locuri, probabil, până în 40 și da, asta e pentru cine vrea să facă călătorii astrale. El zice că până când facem asta nu putem înțelege ce înseamnă. Și sunt convinsă că e altă senzație să faci. Inclusiv desenul de pe copertă, el l-a cerut să se facă conform a ceea ce a văzut în călătoriile astrale, care arată ființa umană care e încarnată, că de asta are firul ăsta, cordonul de argint care continuă, că altfel ceilalți sunt fără acest cordon, dar
Cordonul ăsta ne aduce înapoi. La fel cum spune și Daniel Moreau, de fapt, în cărțile lui, și vedem similitudini extrem de mari, și asta e și fain, și de asta am și adus toate cărțile astea sub motto-ul editurii, care este mai mulți mesageri, același mesaj, tocmai să vedem că e clar, Mark vorbește din alt unghi, are o altă conștiință. Daniel are mai mult misiunea să aducă informații despre anumite personaje, face altfel călătoriile astea astrale, merge în alte dimensiuni astrale și dincolo de astral și aduce informații din registrele akashice. Și cu Daniel găsiți multe alte interviuri ca să explorați mai bine despre ce e vorba. Dar cartea asta este extrem, de asta ai citit-o și tu așa de ușor cum se citește, este o carte scrisă. Caracterul lui Daniel cu Marc sunt total diferite, pentru că Daniel îi place să stea să scrie fiecare cuvânt, să conceapă fraza, să foarte lent, foarte migălos. El, dimpotrivă, scrie exact ce a trăit, exact ce gândește, este de-a dreptul wow. Deci îți vorbește un om care îți spune fix cum stau lucrurile din punctul lui de vedere, bineînțeles. Și experiențe pe care le trăiește în astral, extrem de fresh și extrem de wow. Deci ai senzația că vezi un film, mi se pare, mai degrabă decât că citești o carte. Da, poate Nu e o bună știu. idee ca după această carte la un moment dat să fie și un film făcut. Ideea Cred că este va fi cam greu. că noi știm că cu toții facem călătorii astrale atunci când dormim, doar că atunci când ne Nu ne trezim, amintim. bună parte din ele și prea, prea puțin ne aducem aminte. Da, e altceva. E cu totul altceva. Dar chiar vreau să te întreb pe tine, ce te-a impresionat ca și capitol din carte? Adică ce pasaj, așa să zic, îți rămâne că wow? Mie acum mi-a venit, vorbind cu tine, de heruvimul pe care încerca Marc să-l dizolve, crezând că e o proiecție astrală sau că e o entitate astrală care se joacă cu el. Și nu, de fapt, nu s-a dizolvat. Deci era chiar un heruvim. Și el era foarte uimit că da, frate, uite că există. Pentru că Mark e genul care nu crede nimic din ce nu trăiește. Da, verifică ulterior să vadă. Da, și îți dai seama, pentru el, toate astea, îngerul, lăsați-mă, și a văzut că da, este. Și nu numai, dar el i-a adus un mesaj, un răspuns la o întrebare pe care o aștepta de multă vreme. Deci, atunci a zis, da, ok, a fost un heruvim. Cum am acolo în spatele meu un tablou cu Universul, cu planete. Am fost foarte surprinsă și mi-a plăcut ce a scris Marc acolo, un pic de așezarea Universului, de cât de larg este acest univers și că, de fapt, sunt mult mai multe și nici el nu știe și nu crede că o să le vadă pe toate. De Nu. acele alte entități care sunt create de către divinitate, de către sursă, și despre, mi-a plăcut mult vibrația din carte despre posibilitatea asta de a te deplasa necondiționat, conștient, unde îți dorești, pentru că ai acces și ai permisiune. Și mi-a plăcut că el spune că dacă mai înveți și pașii, că se pot învăța prin exercițiu, prin practică, prin conștientizare, chiar poți face niște călătorii foarte interesante, de unde să te poți întoarce foarte bogat. Și cu cât te îmbogățești mai mult, de fapt, afli mai multe despre tine și despre potențialul tău și despre ce ai fost, de ce ai fost creat și care e rolul tău și cum suntem noi așa așezați, structurați și cum. Dar el vorbește despre carte, în carte și cum a coborât în planurile inferioare, mult mai dense decât astea în care te îmbogățești. Deci a făcut tot fel de experiențe. De exemplu, vorbește de planurile inferioare pe care le găsim și în cronicele invizibilului. În care se. Deci, planurile din astral despre care vorbește, le găsim și în Cronicile Invizibilului, călătorie făcută de soția lui Daniel Moreau și cărții apărute la editura noastră. Adică, multe își găsesc puncte de comun, în comun. Și până la urmă, de ce am sta așa de închiși într-o cutiuță și de limitați la această realitate, când există multe? Înțeleg exact ce, adică înțeleg ce zice Marc și sunt total de acord cu ce zice de asta și am tradus cartea lui și l invit în România,
Pentru că munca lui face parte din deschiderea conștiinței și mi se pare foarte prețios. Și într-un alt video care îl avem pe Rada Web TV, el spune o chestie extrem de prețioasă, extrem de prețioasă. Nu știu dacă l-ați prins, ați prins secvența în care spune, de fapt, de ce ne venim noi să ne încarnăm pe pământul ăsta? Pentru că ne-am dat seama în planurile superioare că venind pe pământ, avem șansa să devenim luminoși, la fel ca unii ghizi sau unii pe care i-am văzut cu atâta lumină și iubire în ei, că vrem să fim ca ei. Și cum putem face? Ne-am întrebat în planul superior, cum putem face asta, știi? Și am văzut că coborând pe pământ într-o uitare totală și în toate încercările densității, putem să evoluăm încât să devenim din ce în ce mai strălucitori cum ne dorim să fim. Și, de fapt, asta e motivația care ne-a adus pe noi să ne încarnăm în densitatea asta. Și dorința asta de a fi mai, din ce în ce mai luminoși, mai plini de iubire, cum în planurile superioare vedem pe unii care vin să le viziteze. Noi, și asta spune și el, noi nu putem urca mai sus decât conștiința și evoluția noastră. Deci planurile pe care le accesăm oricum și în călătoriile astrale vor corespunde la ce suntem aici ca evoluție și ca vibrație. Pentru că sunt o infinitate, ba chiar sunt planurile de densitate și mai mare, ce se numește infern. Adică nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ce e dincolo este mai minunat, dar depinde de evoluția, de vibrația noastră și de gradul de iubire și de lumină pe care reușim să o conștientizăm și asta nu ne împiedică nimic să o facem în cotidianul nostru, în fiecare minut. Adică suntem aici pentru un antrenament, ca să devenim cât se poate de luminoși aici și mai ales în planurile celelalte unde lumina este și mai vizibilă. Cu aceste detalii din partea ta, mi-este clar că discuția cu Marc se anunța a fi extrem de interesantă și cred că și interactivă din partea publicului. Da, posibil. Nu știu dacă o să avem și noi spațiu de întrebări, noi ăștia din public, pentru că Marc este debordant, dar o să vedem. Și oricum este și o personalitate extrem de spontană și de liberă, deci n-ai ști unde să-l încadrezi. Și o să fie o explorare și o chestie vie și o să formăm cu toții un corp de conștiință și de accesare a unui nivel vibrațional și de conștiință cu toți cei din sală. Deci e o experiență mult peste orice concert mi-aș putea imagina sau orice, nu? Pentru mine e ceva care. De zona de interes, dar Da, normal. Vorbim de melomanii de ăștia vibraționali ca noi sau care înțeleg și au gustat deja ce înseamnă o aspirație și ce înseamnă să fii într-un grup și să te îndrepți spre o aspirație. Și mai ales oamenii ăștia care se lansează și vorbesc în public, devin personalități, ei au o misiune, aduc ceva, fac niște breșe în inconștiența asta și densitatea în care trăim. Deci, cine aspiră spre o breșă și spre înălțare, eu zic să profite de momentele care ne sunt oferite și cu care nu întâmplător intrăm în contact ca informație. Eu cel puțin cunosc oamenii ăștia, sunt implicată în Biblioteca Pitagora de Spiritualitate din Strasbourg, o să vină și acolo, o să le organizez conferințe, dar am vrut să aduc și pe limba română, chiar dacă asta presupune traducător și e mult mai complicat, și pentru că și așa, dar am vrut să aduc și aici unde cred că am putut să ajut și să fie un impact în țara asta, știi? Acum primesc multe mesaje de mulțumire și de recunoștință și mulțumesc și eu la rândul meu și am multă recunoștință pentru cei care exprimă și în felul ăsta ne susțin mai mult în munca noastră. Și vă aștept cu drag la Sala Dales ca să petrecem o experiență de neuitat împreună cu oamenii ăștia pe care facem un efort să-i aducem din Franța să organizăm toată treaba asta.
Sper să vină și bucureștenii, cel puțin. Bine, știu lume deja care și-a luat bilet din țară, deci sunt oameni care Așa. chiar vor să vină. Ajungem și la acest capitol de logistică. Unde găsim toate detaliile despre festival? De unde se pot achiziționa bilete? Dacă sunt ceva reduceri, promoții, te rog să ne dai. Găsim totul pe site-ul nostru. La evenimente găsim informația despre acest festival. Sunt încă bilete early bird, deci sunt reduceri care se pot lua. Sala are vreo 340 de locuri, deci o să fie o atmosferă și o energie faină. O să aducem și cărțile acolo, o să se poată găsi. Și na, cred că persoanele care au citit cărțile, înțeleg să vină, pentru că înțeleg valoarea. Cei care nu, vă invit să le citiți și să le gustați și atunci o să înțelegeți că oamenii ăștia nu sunt niște scriitori. Oamenii ăștia au ceva de adus, au grupuri în Franța și în lume și au și scris învățătura asta ca să ajungă mai ușor și la mult mai mulți oameni, dar este o lucrare care se face prin ei. Așa cum am citit, deși Marc nu și-a propus, 0,001% experiența realității este bestseller în Franța, la nu știu câta ediție și retipărire. Deci, clar este o lectură gustată de publicul de profil și solicitată în continuare. Deci, el a și spus oficial că nu mai vrea să dea interviuri, nu mai are timp de nimic. Mi-a dat un interviu recent pe care l-am subtitrat în română, pentru că pentru publicul român a făcut asta pentru mine, pentru că am adus cartea în România și așa, dar oamenii ăștia sunt debordați de fapt de ce fac ei. Și prin ei mulți se înalță și lucrul ăsta este extrem de apreciabil. Deci, hai să o facem și noi când ni se servește plăcinta și în limba română, știi? Adică este mură în gură. Să profităm, așa cum ai spus și tu la început, de ocazia că aici se creează o conștiință a evenimentului cu o energie care poate până acum nu a fost prezentă în România datorită celor trei invitații extraordinari prezenți în cadrul festivalului. Și pentru cei care cu adevărat caută și își pun întrebări, acum au ocazia să primească 100% răspunsurile pe care le așteaptă. Da, realizarea Sperăm, sinelui, sperăm, da. Nu știu cu 100%, nu știu că de multe ori, știi cum e, nimic nu este, din punctul meu de vedere, previzibil. De multe ori primim răspunsuri la care nici nu ne așteptam nu și se am. Ok. întâmplă magic tot schimbul ăsta. Dar e clar că intrăm într-o supă vibratorie care ne înalță. Intrăm într-o supă vibratorie când mergem la absolut orice concert. La oriunde am fi, în orice întâlnire, în orice grup, este o supă vibratorie. Acum eu propun o supă vibratorie care ne înalță. E o melodie, e altceva. Și mai ales că vă invit la ambele zile, pentru că e foarte interesantă asocierea asta. Ei sunt aș putea să zic, din același film, dar și din filme total diferite. Episoade diferite ale serialului. Da, și cu ocazia asta o să se cunoască între ei și de-abia așteaptă, că ei nu s-au cunoscut încă în Franța. Și am zis că foarte fain că o să se cunoască între ei. Marc este orientat pe aceste călătorii astrale. Pierre, cum o să vedeți și din interviu cu el, și Gerald la fel, au făcut călătorii astrale, deci știu foarte bine despre ce e vorba. Dar merg și în altă direcție ei, în a trăi unitatea și a trăi esența și cine suntem și prezența. Marc este un experimentator și un experimentator extrem de puternic ca să faci în fiecare noapte o călătorie astrală, să trăiești conștient în două lumi paralele este ceva. Trebuie să ai un echilibru interior și o forță extraordinară. Este mult mai greu, într-un fel, ceea ce face Marc, pentru că
Să ieși din densitatea asta, în interviu se vede foarte bine densitatea asta care te reține și care e ca un lipici despre care vorbeam, să poți să ieși, să intri, să ieși, să spună el că de câte ori este în această densitate, se comportă ca un adormit și este foarte conștient. Singura diferență e că își amintește cum e să fie în afară. Deci, pentru el lucrurile sunt foarte fizice, sunt foarte concrete, fizice. Acum, fiecare dintre noi percepem lucrurile diferit, dar ca și într-o superbă orchestră, îți place și vioara și pianul și se completează reciproc și pot instrumentele astea diferite să meargă pe aceeași melodicitate și în aceeași ritm și muzică și să formeze împreună ceva mult mai amplu decât un singur organ. Deci fiecare dintre noi suntem un organ, avem o anumită percepție, o anumită fel de a vedea și anumite interese pe care le avem. Mie asta îmi place, să unific și să facem o orchestră care, de fapt, este un singur mesaj în toți mesagerii ăștia, pentru cine e atent și merge la esență. Este vorba Deci ne despre îmbogățim. muzica sufletului și muzica conștiinței. Rada, nu ai specificat de unde și cum pot fi achiziționate biletele. De pe site. Deci pe site se poate intra pe anunțul nostru, acolo găsiți butonul de cumpărare de bilete, se intră pe ia bilet și acolo se pot alege biletele așa cum vă convin, ba chiar de la grupuri de la 5 persoane în sus, în reduceri încă și mai mari, pentru că vrem să încurajăm comunitățile care deja care ne urmăresc și care sunt pe cale. E prețios să fii într-o comunitate și un grup care vibratoriu vibrează mai intens decât un singur organ. Așa că mi-e prețios. Rada, dacă mai vrei tu să adaugi ceva despre acest festival extraordinar, oricum mai sunt 2 luni și în curând ne vom vedea față în față. Da. Sunt de descoperit cărțile. Știu că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt îndrăgostiți de Daniel Meroa, citindu-le cărțile și am avut interacțiuni pe la târguri cu oameni care spun eu, Daniel, mă rog, da. Și eu zic, de ce să nu încerci și alt gust de prăjiturică, știi? Pentru că tot eu am făcut selecția și n-aveam cum să aduc ceva care n-are nicio treabă. Din potrivă, sunt voci care se completează și care poate merg în aceeași direcție de multe ori, altele care par diferite, dar ar fi interesant să înțelegem mai profund, mai profund, mai profund. Eu nu sunt. Oricând aș putea să recitesc o carte pe care am tipărit-o și o să descoper chestii noi, și nu să mă plictisesc niciodată de imensitatea profunzimii pe care o putem gusta de fiecare dată și chestii care se deschid, se deschid, se deschid. Deci, nu știu. Un semn al limitării și a egocentrismului densității ăstea este când cineva spune, a, eu știu asta. Eu nu știu nimic. N-aș putea să spun asta știu. Pentru că în spate este întotdeauna ceva de explorat. Întotdeauna, întotdeauna. Și viziunea unuia cu rezonanța și vibrația lui o completează pe a celuilalt și a celuilalt. Deci întotdeauna mi-a plăcut să unific vocile astea, chiar dacă eu am început prin a da cursuri și am început prin a inaugura școala interioară Solisis, am vrut să aduc și alte voci care merg în aceeași direcție, fiecare pe tonalitatea lui, dar completează mult și oamenii care lucrează cu mine, eu sper că se îmbogățesc mult și cu alte voci și cu alte deschideri. Deci nu este una și un singur adevăr, pentru că noi încă nu percepem adevărul ăla unic, ca să există, dar nu îl percepem, e foarte dificil din densitatea asta. Așa că avem niște porți, niște ferestre de aici, de aici, de aici, de aici și până la urmă se deschide tot mai mult și întotdeauna am invitat oamenii să facă deschideri tot mai mari, nu să rămână într-o credință care se repetă. Important e și noi să avem antena aia pe care o are fiecare, să o menținem curată, deschisă, astfel încât să capteze ceea ce trebuie să capteze. Antena aia se numește inima.
Nu mentalul. Da, nu, nu la mental mă Da. refeream. Cu inima sus și înainte. Da. Pentru că uneori, așa cum este precizat și în mai multe cărți de la editura Solisis, este vorba de acel lipici, unii zic lipici, unii spun altfel, care împiedică ca inima să capteze ce ar putea capta cu adevărat. Și atunci e important să aflăm mai multe informații și să știm cum să dăm la o parte lipiciu. Și Deja lipiciul ăsta care îl numim și densitate, îl putem recunoaște prin opusul a ceea ce ne dă inima când se deschide și senzația aia de libertate, de înfloresc, de poftă de viață, de wow, respir, am mai mult oxigen, știi? Eu prin asta nu e nimic mental, dar pur și simplu resimți chiar la nivel fizic chestiile astea. Densitatea o resimți ca ceva apăsător, ca ceva limitant, ca ceva care te sufocă. Inevitabil suntem cu toții, mai devreme sau mai târziu, atrași spre deschiderea asta. Ne amintim de cine suntem cu adevărat și automat vrem să ieșim din densitate. Numai că e foarte mare rătăcirea asta, în care tocmai aveam un curs înainte cu o doamnă psiholog care zicea că da, am învățat psihologie înainte, dar luam informații din dreapta, din stânga, dar aveam nevoie de o structură, de ceva prin care să ies, știi, să facă sens și să fie continuu. Deci ieșirea din densitate e o dita mai ieșire, adică nu se întâmplă așa pentru că m-am entuziasmat cu o carte sau cu o idee, adică e un proces care durează și care e o săpătură în tranșeu, în tranșele personale ca să descoperim cu adevărat și ce ne limitează și forța care ne împinge înainte spre lumină. În paralel, ambele chestii suntem și Eu zic că să ne hrănim cât mai mult cu orice sursă de lumină care o resimțim ca eliberatoare, ca să continuăm tot mai mult treaba asta. deci, clar, de-abia aștept să ne vedem la prima ediție a acestui festival extraordinar. Să sperăm că se va transforma într-un festival cu ediții Anual. anuale. Da, eu așa l-am gândit. Acum pasez mingea la cei care ne ascultă și care, dacă o pasează înapoi, continuăm jocul. Deci eu am lansat mingea, am făcut partea mea. Să vedem acum că este apreciată munca asta și, bineînțeles, acolo unde este cerere, și unde este o întrebare, vine un răspuns. Da, ar fi o oportunitate extraordinară pentru publicul român, să îi primească în București pe acești autori minunați care au fost traduși și publicați prin editura Solisis, care este încă o editură micuță de nișă, dar cu perspective foarte frumoase de creștere, astfel încât mesajul cărților, care este un mesaj care vorbește inimii și sufletului, să ajungă la toți cei pe care îl caută. Da, eu cred că este un mesaj foarte profund în editura asta și deja oamenii care au citit cărțile, dacă reușesc să citească toate cărțile, by the way, avem și cărțile, tot pachetul cu o reducere de 30% pe site, dacă reușește cineva să citească cărțile astea, eu zic că este enorm, pentru că este atât de profund și transformator încât nu ne lasă neschimbați. Greu mi-aș putea imagina așa ceva. Și până la urmă nu e o chestiune de cantitate. Mie mi se pare deja că avem multe cărți. Adică mai am să aduc un autor nou acum, tocmai terminăm contractul interminabil, pentru că este un business întreg în spate pe care îl descoper și eu acum. O să mai aducem, dar eu încep să simt că, ok, e full. Deci e full. Deja avem Aproape 30 enorm. de titluri. Spre 30. Da, și două să ai atât de enorme, cum să zic, nu e număr treaba, e cât de adânc plonjăm. Și
Cred că este, da. Cred că, dimpotrivă, sunt mulți oameni care cumpără cărțile noastre și nu știu dacă le și citesc, știi? Tocmai pentru că vibratorul este foarte profund. Și nu-i tot una să ai cartea și, sau să citești cartea. Mulți îmi mulțumesc pentru carte și eu zic că mulțumesc când ai citit-o. Deci, altfel, este niște hârtie. Când o citim, atunci în noi ceva vibrează și se transformă. Și Și cum e, asta e. o carte se citește la momentul potrivit, că știm cu toții că avem cărți în bibliotecă de ani de zile și pur și simplu într-o zi ai pus mâna pe ea, că a venit pur și simplu momentul. Da. E carte despre suflet, despre sănătate, Da. despre orice. Așa se întâmplă lucrurile. Radea, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. O să facem publică această înregistrare astfel încât mesajul să ajungă la cât mai multă lume și să, de ce nu, să se afle despre acest festival până la ora actuală, unic în România. Da, este un festival extraordinar în sensul că aduce un parfum de trezire puternic. Deci, realizarea sinelui și călătorii astrale, cele două discuții principale în 2 zile consecutive la Sala Dales, în București, 11 și 12 octombrie, din ce am reținut, iar biletele pot fi achiziționate de pe platforma iaBilet, informațiile pe site-ul solisys.org, da, din datele Da. publicate. Și interesant să luați biletele cât mai repede, având în vedere că vă puteți selecționa locul, că e cu locuri denumite și, deci locul care vă place deocamdată. Și partea asta de early bird care, na, încercăm să facem cât mai, un preț cât mai ok pentru toată lumea. Având în vedere și ce presupune managementul și investiția unei asemenea activități, eu nu am fost, niciodată nu m-am gândit să am o editură de cărți, am descoperit pentru că am vrut să scot cărți și niciodată nu m-am gândit să organizez un eveniment sau să mă ocup de așa ceva și acum facem, acum descoperim cum e. Dar facem tot ce trebuie pentru trezire, nu? Ne adaptăm, adică descoperim ce înseamnă treaba asta. Eu m-am lansat fără să gândesc, știi, în treaba asta și în organizarea asta. Pentru că am simțit chemarea și frumusețea acestei posibilități. Așa cum ai specificat, ai folosit inima și nu mentalul. Ce bogăție! Îți mulțumesc tare mult, Rada, și ne zicem pe curând, până Și la următoarea ție! discuție. Mulțumesc, Magdalena! Ne vedem la festival!